Salut retro și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Astăzi jucăm Minecraft singur, dar pe lumea de survival simplu și suntem singuri pentru că, na, e dimineața, nu e nimeni pe server și în acest episod avem un episod foarte interesant pentru că astăzi, după cum vedeți aici în inventar, am o grămadă de spawn-uri de animale, nu vă le arăt pe toate pentru că o să le vedeți în acest episod pe toate. Ursul îi mișcă gura ca naiba, parcă am gură de lămâie, dar nu contează pentru că l-am calibrat de o grămadă de ori, dar nu mă ascultă. Aia e. Și, mamă, bă, dar se uite cam tare, bă, Minecraft, bă, ia de să-l dăm noi pe 10, așa, bun. La mine este o editare, nu știu la voi, dar, în acest episod, avem un episod foarte interesant, pentru că astăzi avem aici aceste nouă spawn egg-uri de polar bear, de familia noastră, de cow, de sheep, de mushroom spawn egg, vacă, gen, de panda, de parrot, de wolf, de lamă și de fox. Și în acest episod vom face grajd pentru toate aceste animale și mai am eu câteva animale prin casă. O să vă arăt în acest episod și ce s-a mai făcut pe această serie. Deschidem aici casa mea, frumos. Deci nu vă arăt o chestie, bun. Deci o să facem un alt episod și case pentru, unde eram? Pentru axolot și o să mulțim axolotele. Am două spawn-uri de axolot și o să le mulțim. O să facem și spawnere de zombie, de creeper pentru... O să facem pentru XP. Dar hai să vă arăt mai întâi ce s-a mai făcut pe serie. Eu am făcut acest Junus săranul, mă, care descoperă America. O descoperă America și a pus flagul ăsta care nu-i flag aici și cu asta basta. Da, mă, frate, deci ăsta e Junus. Faceți cunoștință cu Junus. Ne ducem puțin până afară și vreau să vă mai arăt ce s-a mai făcut pe serie. Yay! Deci, nu știu dacă știați, dar asta e casa mea. Deci, asta e casa mea. E un copac inofensiv. Dar vii aici, dai pe lever și te duci în casa. Ați văzut, nimeni nu închid. O să fie, când o să fie în casă, voi să bateți aici la ușă. Dacă se uite cineva de pe această serie, o să bateți aici la clopot. M-am făcut full netherite. Nu știu dacă am făcut asta pe episod, dar m-am făcut full netherite. Plus unelte încentate blană. Arc, pickaxe cu silk touch. Și aici și-a făcut casă Dima. Deci asta e casa lui Dima. Hai să vă arăt și casa. Punem o torță că e cam întuneric puțin. Cam asta e casa. Are ceva prin... O, are quartz, magma, netherrack. Uite aici, chestii, chest. A, în chest. Ce are în chest? Mamă, cât tare! Are 6 netherite, cred. Păi hai că îi facem noi netherite din gături. Hai că îi facem. Mamă, cum ar fi să-i facem un cadou? Băi, facem un cadou, dar cu netherite-ul lui, bă. Și să-i zicem, bă, ți-am minat netherite. Și când colo e netherite, e noapte, dar în fine, hai să vă arăt casele tuturor de pe serie. Momentan, pe serie sunt doar eu, Alex, Nicu, Dima, Ianu și Darius. Pentru că Cosmin, Ștefan și Edi nu au intrat o săptămână și nu ne-am înțeles că dacă nu intră o săptămână de când pornim seria, mare ban. Așa că și-au primit bani toți trei. Și, da, aici este o fontană inofensivă. Gaura aia nu vă arăt, bun, pentru că era casa de mâinainte. Asta este casa lui Alex. Deci asta e casa lui Alex. Am văzut că a terminat-o pe interior, uite ce a pus aici un barrel cu iteme, un furnal, un crafting table, un ce trebuie, mă, pe lume de survival, un barrel, duș, iron, ei. Deci avem o grămadă de astea, ne urcăm sus la etaj, bă, dar nu-și pun și ăștia lumini, na, i-am pus și eu trei torțe, îi pun și aici, așa să fie, blast furnace, uite. Are iteme pe aici, mă, prin barrel. Hai să furăm. Hai că e fur dacă e. Că nici n-am zis că n-avem voie cu fura. Bă, deci e o casă cam medievală. Dar sincer, destul de fain. Nu știu dacă a făcut-o după tutorial. Alex, dacă tu ești la episod, scrie în comentarii dacă ai făcut-o după tutorial sau ai făcut-o tu din capul tău. Dacă ai făcut-o din capul tău, ești foarte bravo. Dacă ai făcut-o după tutorial. Mending. Netherite ingot. Are și aici chestii. Aici avea un What? Și le-a colorat în roșu. Mamă, fain, mă. Le avea simple, dar na. Deci acolo o casă munte. Hai să vă arăt. Deci, apropo, bă, nu știu cine a făcut asta. Aici era zona lui Alex și a lui Dima. Și a lui Nicu. Dar au făcut efectiv... Stai, să le vadă așa. Au făcut efectiv... N-am blocuri la mine. N-am blocuri. Bă, dăm ceva blocuri, Alex. Zic că ai blocuri, te rog. Zic că ai ceva blocuri. A, că e 48 de... Nu cred că te super 48 de... Uite, deci, efectiv ne suim aici. Am hai, construiesc eu ca nubul. Uitați. Efectiv o cruce. Deci, acolo e partea de sus. Aici vine linia aia și aici vine în jos. Are și un mic de la acolo, dar în fine, nu contează. Dar efectiv au făcut tuște o cruce în apă. Bă, nu știu dacă special sau din greșeală, dar așa s-a primit. Aici sunt porcii și plantați. Uite, uiciu. Ia uite. Uite, creeper, bă.
vine Creeper. Mamă, așa te-am dat. Și la Witchy dau. Mare hercea ce am dat. Să simă de o bucată, să moară, bun, a murit. Deci asta e plantația lui Nicu. Aici sunt porcii lui Nicu. Și Nicu o să am nevoie doar de un spawn egg de porc. Așa, știi? Deci, da, am spawn egg-ul. Știi cum ies? Aici. Pentru că am vrut să iau să am și eu un porc. Să am și o plantație fermă de porci. Deci asta e casa lui Nicu. Hai să ne punem și la dormit. Pentru că, de ce nu, dacă da? Bun. Deci, aici e enchantment table, dar nu e enchantment table. Bă, Nicu, bă, puneți enchantment table aici, că n-ai enchantment table, bă. Bun, aici este portalul lui Nicu spre End, spre Nether, scuze. Și aici sunt chesturile lui ea. Vreau să văd, mamă, deci uitați-vă și voi cât are n-are. Deci are 200 core aici. Deci nu are nimic, n-are nimic. Deci are 200 core acolo. Și mai... Gata? Poate avea vreo 3, 4, 5 stecuri de iron. A, apropo, am și eu iron, ironul meu. O să vedeți ce o să fac cu el. Și deja avem 7 minute de filmare, mamă. Deci trebuie să ne mai ducem la Ianu și trebuie să ne ducem și la Darius. Dar Ianu, sincer, n-a jucat de mult. Dar o să vă arăt oricum ușurile de casa lui. Așa că... Bă, ce e aia? Aia e casa lui Darius? Bă! Aici își face casa Darius? Mamă, scheleton. Uite, mă. Zac. Ia. Uite, mă. Asta cred că e pentru decorare, frices. Bă, dar cine își face, mă, casa aici, mă? Bă. Ok. Cine își face casa aici? E destul de aproape. Asta e casa lui Darius, gen casa primitivă a lui Darius aici. Mergeți cu 64. Bine. E scoare iron, băiat. Da, efectiv am văzut undeva că pe aici aș face casa Darius, mă. Că este podul ăsta. Și ce era un sign? Uite acolo. Acolo, uite. Darius, casa lui. Păi dar aici cine aș face? Ah, cred că știu, mă, cine aș face casa, mă. Că odată când eram pe voice pe Dis, Alex m-a întrebat dacă are o casă, poate să facă mai multe. Deci cred că aici aș face Alex casa, mă. Ba, Alex, dacă îți faci tu casa aici, destul de șmecheră. Văd că aparent... La sfârșitul șericii se încep și oamenii să facă construcții. Hai să vă arăt acum ce mai am eu nou. Eu mai am dita mai plantația asta, cu așa vă arăt. 3, 2, 1, boom. Deci asta e dita mai plantația mea. Stai să mă sui aici. Hai mă. Așa, 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 așa. Deci asta e dita mai plantația mea. Numai ce am cules și am replantat, de aia nu zici full. Dar, în fine, aia e. Spargem și ăsta, bun. Și aici ne ducem. Și vreau acum să începem să facem grajdurile pentru animale. Le vom face undeva în direcția aia. Deci vom și nivela. Dar închidem casa și vreau să iau multe fensuri. Dar din ce să fac eu fensurile? Am ceva fensuri simple. Am din oak. Eu am așa, am 1, 2, am 9 animale. 9 scheletonul ăsta nu mă interesează. 9, 10 animale. Deci eu am 10 animale. Și o să am nevoie de 10 spawnere. Pentru că o să pun un spawn egg și după o să spawneze o grămadă de animale. Așa că facem 10 spawnere și am băgat un data pack foarte, foarte interesant pe această serie, în care faci din iron, faci iron bar ăsta. Și din iron bar ăsta, ca și cum mai face un bloc de orice, faci efectiv așa și ai un spawner, bă. Și destul de fain data pack-ul ăsta, că poți crafta spawnerele. Deci am 8, mai facem puțin de ăstea, 32... Punem așa și mai facem 11, deci 9, 10, ei, am făcut 11, lasă-le să fie. Deci, ăstea o să fie așa, ouăle le pun aici, să fie cât mai aproape unul de altul. Ăstea le pun aici, dacă auziți sătenii, aia e, nu știu dacă sincer dacă îi auziți, că nu cred că am destul pe audio la joc gen, dar doamne ajută să-i auziți. Deci aici punem ăsta, ne aranjăm prin chesturi, că avem aranjament, mă, noi, mă. Punem ăsta aici, iron bars-urile aici și ăsta aici. Bun, dirt-ul punem, de fapt, blocurile se întrebească. Și eu am așa, am lemn, apropo, nu cred că v-am arătat toată casa mea. Deci, aici am făcut enchantment table și aici am făcut bedroom, dormitorul lui Sanducek și enchantment table. Cam asta e, ăsta e dormitorul, l-am făcut pe o poză și așa s-a primit. Aici avem un garaj. Aici se află garajul lui Sandu, aici e mina care mă duc eu la mina, doar că nu știu de ce sunt blocurile astea acolo, dar în fine. E full de crafting table-uri pe jos, aici avem două blast furnace-uri, două smoker-uri, furnale simple, blast furnace smoker, smithing table, anvil, lumul ăsta, sincer, era ca aici, unde o să pun eu, ca fix pe blocul ăsta, era
disenchantul, doar că l-am pus acolo pentru că e mai ușor când faci enchantul. Aici este efectiv, să zicem, deci aici mi-a pus Nicu, mă, mi-a făcut un fel de farsă. Și da, mă, deci mi-a făcut Nicu o farsă, care am făcut înainte de episod, dar aici înainte scria depozit. Acum o să vedeți că scrie și pe, hai mă, așa. Deci scrie depozit, 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 depozit. De ce scrie așa cu glow de astea? Pentru că am încercat să fac gen fără torțe să lumineze, dar nu se vede chiar atât de frumos. Așa că am lăsat așa. Deci aici este depozitul. Aici avem toate fel de sapling-urile. Aici avem orice fel de lemn în afară de oak. Aici va fi doar lemn oak. Gen doar plank și doar loguri. Aici avem doar spruce, dar nu momentan am niciun spruce. Aici avem doar oak, plank și loguri. Chestiile făcute din... Hai să începem de aici. Aici avem cobblestone și stone. Am zis să n-ar ce căuta aici, dar las. Deci stone, cobblestone și deja stone brick-uri. Aici tot felul de stick-uri și bambusul, cred că tot o să pun aici. Așa că aveam eu bambus, uite aici 200 core de bambus. O să-l pun și bambusul aici, că gen tot din fel de stick. Aici avem orice fel de mâncare. Un chest n-are ce căuta acesta acolo. Deci aici avem mâncare, avem o grămadă mâncare. Deci am 1, 2, 3 stack-uri. Dacă cineva n-are mâncare, veniți la mine și vă dau eu pe gratis. Aici avem... Mamă, stai. Deci aici avem orice făcut din lemn, gen care nu-i plank și loguri, avem orice făcut din lemn, crafting table-uri, tot felul. Aici avem tot felul de dirt, aici avem, v-am spus, loguri și plank-uri de dark oak. Aici avem toate minereurile mele, în afară diamante și emeralde, pentru că le-s ascunse de mine. Deci avem nether wart, care tot o să-l las aici, flint avem, iron, redstone, chestiile astea, spruce aici. Aici avem unelte și armuri. Aici avem cărți enchantate și cărți simple, care va trebui să păstai aici jos. Ouăle, orice spawn egg care l-am eu pe serie. Mi s-a părut mie sau am văzut? Mi s-a părut, am crezut că am văzut doar un spawn egg de axolot. Aici avem orice alte chestii care nu ne-am prins până acum, doar că aici am văzut un set de cărți care o să le pun aici, aici. Așa le pun aici. Și aici avem sugar cane și gunpowder, deci paper și sugar cane aici și gunpowder jos. Aici nether, orice ține de nether. Aici avem flori, aici avem orice alte blocuri, seeds-uri, sapling-uri, orice alt lemn afară de alea 3. Mai principale și ce va fi itemele din end. Mi-a dat una de astea în creative pentru că se vadă. Și sincer eu mă gândeam să fac din jungle. Vreau să fac efectiv din jungle loguri, vreau să fac de alea cum am zis eu că vreau să fac. Fensuri. Bun. Deci facem fensuri. Băi, sincer, episodul ăsta ne-a lungit cam mult. Sincer, deja avem deja 13 minute de filmare și n-am făcut aproape nimic, bă. Și să nu mai zic că nicum așteaptă deja după episodul ăsta. Bun, deci o să fac cred că de toți banii. Deci da, fac de toți banii. Un stack și 23. Hai să vedem. Deci deschidem ușa. Deschide ușa creștine. Cântecele ăla șmechere. Deci închidem poarta. Și aici vreau să fac așa, vreau să sparg ăsta, că nu-mi trebuie el mie aici, în mijlocul nimicului, ce să sparg pe tot, trebuie să sparg și ăsta nu știu ce sunt aici, cred că era lemnul ăla acolo, hai mă dispereți, așa, bun, deci spargem așa, aici, bun, așa, așa, bun, deci am spart aici, lacul ăsta, sincer, o să-l acoper, doar că mai am nevoie de dirt, așa că, deschidem ușa. O să las ușa deschisă momentan, că oricum nu nimeni pe serie și n-are cine să mă fure. Dar unde-i? Bă, mai aveam 20 ceva de pâine, mă. Oh, mai e rip pâine. O să-mi iau ceva dirt de aici. Mai au cam așa 300 puri să fie. Dar nu văd pâine, mă, aveam. Oh, mă, deci mai aveam 20 ceva de pâine. Am pierdut și pe aia, cred că am aruncat un greșeală, dar în fine. Ursul se mișcă bine. Minecraft-ul se vede, deci ne ducem pe aici, lăsăm ușa deschisă, am zis, și aici vreau să pun, am lăsat-mă pe ce pune, nu știu, în fine, deci luăm aceste 200 core de dirt și hai să acoperim tot ăsta și ca să nu lungesc mult episodul, revin după ce o să acopăr toată plantația asta, tot lacul ăsta, așa. Bun, mă, fraților, deci am revenit după, cred că vreo 10 minute, cred, după ce am nivelat efectiv tot și cam așa arată, 3, 2, 1, cam așa arată toată, mamă mea, nu ca hobă, deci cam așa arată toată zona asta unde vor fi animalele mele, aici e casa mea, aici e plantația și aici vor fi toate
Mamă, un strigă că eu nu l-am aspirat. Deci, efectiv, am văzut, am făcut toată zona asta aici, mi-am pus un crafting table ca să am, ca am mai făcut mai multe fensuri și o să începem cu, hai cu animale astea mai pașnice, gen, mai, cum să zicem, mai, nu mai moderni, mă, nu vine efectiv pe gură, mai, mai basic, așa. Deci, punem aici, nu știu cât de mare sincer o să fac, dar o să le fac eu și off-camera o să le și înfrumusețez zona asta. Mamă, știți ce am uitat să fac eu? Am uitat efectiv să fac gate-uri, bă. Am uitat să fac gate-uri, din păcate. O să fac foarte mare, o să las pe animalele să se mulțească aici cât vor ele. Hai să facem și gate-uri acasă, dar că o să facem din altele, nu din junglă, pentru că... Să nu se... Să determinăm și noi unde e una, unde e alta. Dar vreau să fac sincer din acacia, bă. Fac din acacia. Deci nu facem pe toate, facem așa. Sticuri nu mai avem pentru că da. Facem așa câteva sticuri și scriem aici gate. Și facem din toți banii gate-uri. Doar 3 gate-uri, bă. Păi doar 2 îmi trebuie la un animal. Aba nu, îmi trebuie... Sau de fapt, bă, știți ce? De ce trebuie mie gate-uri? De ce să mă chinui eu cu gate-urile și cu toate astea? Când pot efectiv să iau de aici lână și să o transform în carpeturi. De ce nu? Carpet. Facem așa din toți banii. Și după culoare ceva. N-am ceva culoare, mă. Slime. Am sipicăl, mă, dar asta trebuie să-l bag în furnal, mă. În fine, deci, băgăm în furnal simplu, oare? Hai că-l băgăm furnal simplu. Și o să facă lime. Și după carpetul ăsta, cum le colorez? Carpet. Pe exemplu, să zicem lime. Deci o să-mi trebuiască una de asta și 8 de astea. Hai că e bine, mă. E bine. Deci, deja luăm una de asta. Luăm carpet. Deci, ce nu cred că o să am nevoie chiar de tot. Cred că o să am nevoie... O să pun doar câte una la animal. Așa că, da. Și nu știu ce o să le fac animalele unite, gen o să le pun unite fensurile astea la ei. Așa că hai să începem aici și punem un carpet aici, ne suim pe ăsta, ne urcăm, mai bine zis, că moldoveni power. Deci punem spawnerul în mijloc, punem ăsta aici. Dar chiar mă, nu mai trebuie pig spawner ăsta, mă. Că deja e de porci automat. A, să-l așa, mă, să fie în bafta lui. Bun, deci punem aici și acum vom face altul, unde vom pune oi. Deci vom pune oi. Oilele. Oilele, bă. Deci oile sunt mai așa cu așa, așa că o să le fac mai mic puțin. Și o să vin ăsta aici. O să mă sup pe carpetul ăsta. Pun un spawner aici, în mijloc. Și îl pun de șipuri. S-a spawnat aici, efectiv. Da. Și acum n-avem ce să facem decât să-l spargem, bă. Și dacă-l spargem, nu ți-l dea înapoi. Deci, efectiv, trebuie să-l pun cumva unde trebuie. Să spawneze unde trebuie, efectiv. Și punem aici și punem aici. Uite, mă, că s-a spawnat unde trebuie acum, dar asta o să o omor. Merci. Și după vin aici. Mai luăm așa și toate animalele gen de care... O să am doar nevoie doar un spawn egg. Și restul o să le spawneze. Mamă, oaie, mamă, de asta. Am cum ar fi să ne dea oaie sură, pink, oaie pink. Ar fi ceva, sincer. Ar fi ceva. Deci aici o să punem deja, o să punem vacile. Vacile le fac puțin mai mare zona asta, pentru că sunt și vaci, efectiv. Și vacile sunt și ele mai mari. Merită și ele spațiu. Punem aici, ăsta nu trebuie depus aici, că nu e binevenit. Punem așa, dăm până aici și, am făcut perfect aici. Bun, deci luăm carpeturile în mână. Și o să venim aici și punem și aici. Și după venim cu cow spawn egg. Spargem un bloc în pământ. Punem spawnerul și punem vacile. Și se spawnează. Spawna doar una. Aie. Punem așa. Bun. Aici vom face animale mai mici. Așa. Fox. Wolf. Pot să pun de wolf momentan. Și ideea asta, în primul rând, a venit de la faptul că vreau să fac animale exotice. Că, efectiv, eu sunt... Pot zice că mă declar care caută, mă, explorator în Minecraft. Pentru că, efectiv, îmi place să explorez. Îmi place să mă duc să caut chestii. Și a fost să caut aceste minunate biomuri și animale.
Și uite că le-am găsit. Deci am găsit și panda, am găsit de toate. Bun. Aici am zis că pun wolf. Și o să am și eu wolf. În caz de ceva. Dar pun wolf aici și pun asta aici. Și se spawnează unde trebuie. Și aparent văd că nu e încă... Încă nu-i de ăsta. Uite-te, mă, trei vaci mă spawnat. Mă spawnat și voi. Porți să spawnat acum. Dar uite să mă spawnat o vacă. Dar wolf-ul totul nu rămâne, bă. Bun, deci, aparent o să trebuiască să mai sparg și ăsta. Dar sparg tot ăsta. Sparg totul așa, bun. Să avem spațiu. Și după acoperim aici găurile în pământ. Că nu suntem în Moldova sau România să avem găuri în pământ. La drum. Mă mânc ochiul. Bun, m-am mâncat ochiul. Aici o să facem un spawner cumva aici va fi o mică neînțelegere. Aici ce să pun? Lame, dar lamele le fac mai mici, mă. Le fac cam atâta. Le fac spațiul. Și aici va veni cam o mică neînțelegere între wolf și lame. Pentru că... nu dăr... Bă, gata, mă, cu fensurile? Mai am un stack de fensuri, serios? Ok, foarte ceva. Deci, lame și ce animale mai am? Mai am parrot, mai am mushroom de ăsta, mai am polar bear, mai am fox și mai am polar bear. Mai am panda bear. Deci, punem lamele aici și punem trader de ăsta de lamă. Nu s-a spawnat la wolf, mă bucur. Câinii nu au nimic cu lama. Și spawnăm și lamele astea. Uite, lame sure, lame albe. Bă, what? Bă! Nu, bă, nu se poate, nu se poate. Bă, de când lamele se atacă cu câinii, mă? Bă, gata, mă. Nu vă mai bateți atât. Bă, de când lamele se bat cu câinii, mă? Și când nici nu ripostează, așa. Păi aici, dar nu o să mai vie spawner de asta. Să vie spawner de fox. Ia. Au ce voște cu... Hii, uite un baby zombie. Uite-mă de aici. Uite-mă... N-am arp în inventar, în fine. Bă, dar nu se spawnează, mă. A, păi lamele le spawnăm, dar în altă parte, mă, dacă au scandal cu ăștia. Mamă, trebuie să începem să dormim. Hai să dormim. Repede. Ok, deci hai să... What? E deja zi afară? În fine, foarte ciudat. Bun. Aparent s-a făcut zi așa instant. Dar nu se spawnează așa, mă. Nu se spawnau foxurile, mă. Uite, zombiul ăsta aici mă enervează. Văd că aparent foxurile n-au de-a face cu niciun animal de aici, de lângă ele. Sper să nu aibă cu lamele. Dar lamele, sincer, o să le pun mai departe. Dar dacă ele așa se comportă cu wolfii. Și acum o să pun spawner de... hai să pun de parrot, doar că de parrot o să am nevoie de acoperiș. Dar ce credeți, mi-a lăsat-o dirt-o acasă. A, dar de fapt n-am mă, chiar atât mare zona asta, mai ales pentru papagali. Papagali sunt animale mici, mă. Papagali în cap, peste tot, mă. Și punem unde ăsta aici, unde ăla acolo. Ăsta îl spargem. Și aici venim și, dar mai întâi, hai să spargem încă puțin dirt sau hai mă până acasă, repede. Deci mi-am lăsat tot dirt acasă, mi-am făcut puțin loc în inventar, vedeți că nu mai am full. Și efectiv mi-am lăsat acasă toate alea. Așa că o să mă duc și o să-mi las, și o să-mi iau dirt, o să-mi iau un stack de dirt, că mi-ajunge un stack, luăm un stack de dirt. Și hai să le punem acoperiș sau ar fi fine brain coral. Ar fi fain să le punem, hai cu cable tipset de asta. Sau cu ce să le punem, mă. Vreau să le punem gen nu așa basic, mă. Vreau să le punem ceva, mă. Păcat că n-au luat mai mulți coroane. Sau ceva din junglă, ei sunt junglă obișnuiți, da? Deci nu prea va fi ceva șmecher. Hai, mă, să le punem cable tipset de asta. Deci luăm două stecuri, cred că o să-mi ajungă, să sperăm. Și o să le las puțin loc și în aer, mai sus, gen. Acum o să vedeți ce fac. Cam în gând de ceva în plan. Deci venim cu dirtul ăsta aici, deci papagalii vor veni aici spawn-ul. Bă, ești nebun când ni se tem și de vulp, mă? Sau nu? Sau de ce s-au să toți în cont? Nu cred, mă, că se tem de vulp, mă. Deci o să punem un bloc aici și mai punem încă unul aici și așa o să le facem zona asta. Până aici, cred că e de ajuns atâta. Venim aici, frumos. Hai să ne mai punem încă una aici. Că de ce nu? Aici sper că voi putea să merg.
să ajung de fapt. Punem ăsta aici. Dar aici în colț lăsăm ca să mă pot sui eu. Deci lăsăm și aici, lăsăm așa. Și ne ducem până aici, până în partea aslaltă a blocurilor. Și după venim așa, punem acoperișul ăsta aici. Doar că eu nu știu cum o să ies de aici, sincer. Deci, aici nu în cap, deci trebuie să sparg astea două. Deci nu în cap. Hai, nu, așa, bun. Punem blocurile aici și o să mă sui aici și o să mă duc acolo și după de acolo vin așa, bun. Aici, hai să sparg aici mai repede. Și punem aici spawn-ul de... Așa, și spawn-ul de papagal. Știi că se spawnează papagal, mă. A, dar ei de fapt o să poată să și iasă și prin cealaltă parte, mă. Deci, oarecum trebuie să-i vizăm de lume, cum ar veni. Bă, suntem vulpile de papagal, mă. Nu, deci eu efectiv nu pot să cred. Efectiv, toate animalele suntem unul de altul, mă. Care e logica? Ok. Hai să le punem să-i vizăm de partea asta. Le punem așa. Deci așa va trebui să facă la papagal, pentru că efectiv fug. Și nu vreau să mă prind fără papagali. Dar oricum vreau să-i am aici ca animale. Pentru că sunt frumoși, mă. Șmecher rău, mă. Deci le punem aici, lăsăm să fugă. Punem... Mamă, e ca papagalul ăsta îmi place cel mai mult, mă, ăsta apă, mă. Deci ăsta e unul dintre cei mai frumoși papagali. Pe lângă ăla roșu și cu alte culori. Ăsta e unul dintre cei mai frumoși papagali din Minecraft, mă jur. Deci am cam vizat de lume aici. Carpetul ăsta nu o să-l pun aici. Îl punem așa. Venim aici, de fapt, ăsta o să-l las așa, dacă fug, să fugă pe aici. Și uitați-mă, papagalii, mă, în fine. Următorul, hai să punem aici lamele, că lamele nu o să, de aici nu cred că atrag atenția ele la lupi, că nu cred că-i văd. Așa că punem un spawner aici în mijloc și punem lamele, am pus cum trebuie, așa, bun. Spawnăm aici câteva lămuțe și ele, uite un porc, bă. Am murit. Easy. Punem carpetul aici și îl punem în colțul ăsta deja. Bun. Deci, hai să facem și aici, mă. Să facem... Dar cum ies, mă, animalele, mă? Că am văzut și o oaie ca pe Nicu ieșit, dar nu știu dacă o ieșit de aici, gen. Hai să punem aici și aici deja o să punem animalele astea, cum se cheamă, animalele astea exotice, să zicem așa. Pentru că aici vom pune verișorii mei, care sunt, pigă ăsta spunem aici, bun, papagalii nu au de-a facere cu nimeni, lamele acolo stau, deci o să punem, mai am 3 spawn-uri, de frații mei, de mușul de-astea și de panda, și ia ghiciți ce, pandalinii sunt verișorii mei, mă. Așa că punem aici și punem panda, ia uitați-vă pe ăla jucăuș, mă, ăsta e jucăuș, ăla nu-i nimic și ăsta nu-i nimic, mă. Ăsta e cel jucăuș, mă, ia uitați-l cu gura deschisă, mâncați-aș gura ta, mă, vări, verișorul meu, bă, uitați pe vărmiu, bă, vărmiu, uite, o tumbă, yey, parcă n-am mai văzut tumbe, bă, deci sunt îngetuzesma, parcă n-am mai văzut tumbe în Minecraft, în fine, o să mai am nevoie și de fansuri de-astea, da, mai am nevoie de fansuri, hai până acasă să facem și fansuri, cât timp avem de filmare, avem, m-am uitat la ore, efectiv. Avem 30 de minute de filmare, mamă, mai am, bă, mai am, dar aia e, pentru un episod ne muncim, bă. Deci, luăm jungle de ăsta, luăm așa, facem din toți banii, sticks-uri, bă, sincer, n-am, parcă era ceva cu ordonante, dar nu mai știu sincer care, cu ordonante la junglă, mă. Ca să mă duc să mă... A, de fapt, stai, mă, că am copaci, mă. A, da, mă, deci o să trebuiască să facem și plantații copaci și o să-mi fac și ferme automate. O să-mi fac de toate, mă. Hai să-mi facem fence-uri, fence, și facem din toți banii, că o să am nevoie de multe, nu de astea, de astea. 3 stack-uri, mi-ajung, bă. Eu zic că mi-ajung. Nu mai am niciun bucată de lemn de junglă. O să-l pun aici, stix-urile aici. Nu mai stix-uri? Păcat. Culori o să le pun aici la loc. Mâncare punem aici. Ce mai am nevoie? Cable deepslate ăsta nu mai am nevoie. Dirt-ul punem și pe el aici, că am deja un stack. Și hai să încerc să punem și să punem frații mei și să-i punem și pe verișoarele lui, nu știu cine.
Uite, mă, cum pantalin eu. Ăsta e bolnav, mă, ăsta e pantalinul bolnav, mă. Ăsta e stol nervos, bă. Ah, deci cred că sunt toți felul de pantalini. Uite, ăsta e jucăuș, ăsta e nervos și ăsta e ăsta bolnav, bă. Săraci, sunt bolnav, mă. Și efectiv o să pun urcii, o să pun pe frații mei în atracție, în fața atenției. Sau o să pun ăsta aici. Deci nu, uite cum fac. Aici o să-i pun pe, nu pe frații mei, aici o să pun vacilele roșii. De vreau să mă duc până la gresul ăsta. Deci cam pe aici vine asta. Și ne punem așa, facem așa și e cam gata. Dar aici vreau să pun ăștia. Le pun pe ăștia. Deci da, am făcut fix, fix, bun. Aici o să facem o intrare frumoasă de 3, de 4. De 3, de 3. Și aici vor fi intrarea spre animalele mele. Aici pun spawnerul de vaci, de vaci. Stai să pun așa. Am pus spawn. Mamă, ce paletă, Doamne. Deci nu o dai, bă, nu o dai cu mine. Deci dacă spaletă, spaletă, recunosc, bă. Uite, vacile astea roșii, cum arată ele frumoase. Pandalinii frumoși. Ce prost, acum trebuie încă un spawner să fac, bă. Și trebuie să fac încă un spawner, dar nu știu dacă mai am iron. Sau cred că mai aveam, bă. Hai să văd dacă mai am. Și, Doamne, știu să mai am. Aici mai am un pic spawn egg. Care o să pun aici, pentru că de ce nu. Și iron. Dar uite că am, dar vreau să văd dacă am n-am destule. Dar n-am destule. Deci facem doar un de ăsta. Așa. De aici facem spawnere. Facem două. Că acum iarăși greșim ceva și nu vreau. Dar urși polari, hai să și dormim, că deja se face noapte. Ursul meu, sper că episodul ăsta s-a mișcat bine, că de câte m-am mișcat eu în realitate, nu cred că se mișca bine ursul deloc, aproape episodul ăsta, dar nu contează. Deci venim aici în Minecraft și ne ducem acolo în mijloc și în mijloc o să punem urși polari. Pentru că urși polari sunt cea mai mare atracție, că efectiv sunt frații mei, mă. O să-l fac un dita mai țar cum ea. Câte blocuri am stat aici? 3, deci o să las 3 de la fiecare. 1, 2, 3, bun, aici am lăsat perfect. Pe aici 1, 2, 3, aici pun. Pun aici. Și de aici o să las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și pun aici, bun. Deci le facem un dita mai țar pentru polarii mei, pentru urșii mei polari. Și tot o să le fac așa cu... Nu mai am fensuri? Apa, da, uite că mai am, bă, mai am, logic. Cum să nu mai am? Deci, carpeturile astea o să le pun în fiecare colț, să mă pot sui frumos la ei. Prin orice colț aș vrea eu. Punem așa și hai să le punem în sfârșit spawn egg-ul lor. Deci, spargem aici, punem în două astea și punem polar bears, bă. Ia uite, un urs polar, 2, 3 și 4. 4 urși polari, bă, și să se mai mulțească, bă. Bă, deci familia noastră crește, bă. Vine să plâng că văd familia noastră crește, bă. Glume, mă, nu vine să plâng, mă, ce ai? Ce-s fetiță? Uite, avem lame. Deci, în acest episod am făcut, mamă, păpăgalește mea. Cred că o să fac aici thumbnail. Cred că o să fac efectiv aici thumbnail. Efectiv, ba, nu, mă, o să fac cu frații mei, bă. Ce trădători sunt, bă, vreau să fac thumbnail cu papagali când eu am frații mei aici, am mijloc cu atenție, bă. Deci uitați câți urși avem, avem fox, avem... Deci cam asta cu acest episod, am făcut... am văzut o baby wire, nu mi s-a părut. Deci am făcut acolo porci, am făcut aici oi, o grămadă, uite, albe, negre, ca finite toate. Am făcut aici o grămadă vaci, aici am făcut wolf, am făcut de-astea fox, aici am făcut papagali, care dansează toți. Aici am făcut lame. Aici am făcut vaci de astea roșii, dar aparent nu se spawnează, mă, niciuna din spawner, mă, nu știu de ce. Acum o să trebuie să spawneze. S-a mai spawnat pandalin, mă. Ia uite, doi bolnavi. Bă, avem doi pandalini bolnavi. S-a mai spawnat un bolnav. Avem pandalini și atracția noastră principală care este în acest episod sunt urși ăștia polari, bro. Deci cam așa va fi. Uite, bă, în cap la ursul polar, bă. Dă-te, bă, la o parte, bă, că vreau să fac și o poză de thumbnail. Uite, o să fac așa cu să se vadă tot, mă. Tu dă-te, mă, sau mă dau așa, eu,
Așa. Și cam așa va fi poza de thumbnail. Cam pentru că acest episod, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați la să se încembeze cel like-ul acest episod. Și noi ne vedem cu un episod. Pa, pa!